Bună seara, stimați caransebeșeni! Sunt Mihaela Ahmed și timp de 60 de minute voi fi gazda dumneavoastră la o nouă ediție a emisiunii Lumea de lângă noi. După cum știți, dacă ați urmărit emisiunea Intermediar de ieri, în studioul Eurosat a fost invitat domnul director al Casei de Cultură George Suru, profesorul Constantin Șovre, pentru că ieri a avut loc deschiderea festivă a zilelor culturii caransebeșene. Astăzi, alături de mine, în studio, se află doamna Dorina Șovre și domnul Sorin Olaru, pentru că mâine va avea loc o dublă lansare de carte la seminarul teologic. Bine v-am adus în studioul Eurosat cu acest prilej. Bine v-am găsit, bună seara tuturor! Bună seara! Țin să fac totuși o remarcă, nu la seminarul teologic, ci la cercul militar din care se vezi. Nu, Mihaela făcea o referire clară la ceea ce s-a întâmplat. El s-a întâmplat la seminarul teologic, totuși deschiderea zilelor culturii. Ceea ce va fi mâine va fi la cercul militar. Da. Dorina Șovre va lansa un volum de poezie în grai bănățean. După câte am înțeles, este primul volum de poezie. Vă port în suflet se numește acest volum și după câte știu a avut loc o primă lansare la Peștere, satul natal al tău. Da, la Ruga Bănățeană, la Ruga, la Negee. Și Sorin Olaru va lansa mâine pe piață, ca să spunem așa, această carte de poezie, o a doua carte, Uicanielul din Buchin, sau Dân Buchin. Spun o a doua carte de poezie, pentru că a mai avut loc o lansare de carte, o primă lansare de carte, cu volumul 7 Păcate. Poezie cultă. Da, poezie cultă. Ce se va întâmpla, deci, mâine la ora 18 la Casa de Cultură? Da. O să explic eu ce se va întâmpla mâine. Tot în cadrul zilelor culturii va avea loc și această dublă lansare de carte, cele pe care tocmai le-ai amintit, și cu acest prilej va avea loc și un spectacol folcloric oferit de Casa Municipală George Suru din Caransebe și Orchestra Doina Banatului. Și invităm pe toți cei care sunt dornici de a participa la un spectacol să fie mâine prezenți în sala Cercului Militar. Spune-mi, Dorina, ești la prima lansare de carte, la primul tău volum lansat. Prima apariție editorială. Da. Știu că, de fapt, ai scris și poezia cultă. Unde este volumul? Da. Poezia cultă. Aici este un cântec mai lung și mai trist. Volumul de poezie cultă, manuscrisul mai bine zis, este în prezent la Timișoara, la editura Helicon, care, datorită unor factori mai puțin favorabili, nu a putut fi tipărit. Sper că, eu știu, la începutul anului viitor o să apară. Cum se împacă poezia cultă cu poezia în grai bănățean? Este o întrebare pe care o adresez și ție, Sorin. Aș începe eu. Pot să spun că se împacă foarte bine. Mulți mă întreabă, domne, cum poți să fii totodată și atât de liric ca poezia aceasta cultă, de ne faci să plângem de parcă am tăiat ceapă, și totodată poți să fii atâta de șod la poezia asta în grai popular. Probabil în mine să lășuiesc mai multe personalități, așa că nu mi este deloc greu să scriu poezie lirică, cultă, și peste un sfert de oră să mă apuc și să scriu poezie în grai și invers. Dorina? Eu zic că nu este nicio diferență între poezia cultă și poezia în grai. Trăirile unui poet sunt aceleași. Numai exprimarea diferă. În momentul în care ești născut în această zonă a Banatului de Munte sau a Banatului de Pustă, mă rog, și stăpânești foarte bine graiul, este foarte ușor să transpui ceea ce simți în limbă literară, în grai. Poate este mai greu la găsirea rimei, a cuvântului potrivit, dar firul epic, trăirile, simbolurile sunt absolut aceleași.
dacă există poet, există și poet în grai și poet, este, de fapt este tot o formă de poezie cultă, poezia în grai. O să întâlniți foarte multe simboluri, foarte multă metaforă în poezia în grai. Chiar la Sorin, care scrie, cum spunea el, poezie șoadă, satira aceasta este dublată de o anumită inteligență, dacă vreți, nu neapărat a intelectualului, dar a omului dezghețat de la țară, care transpune ceea ce simte cu mult șarm, cu multă satiră, cu umor sănătos de țăran, dacă vreți. Dar simbolurile sunt aceleași. Numai un poet care scrie poezie cultă și nu este din zonă, nu poate să scrie. Sau mai există genul acesta de poezie postmodernistă, care este abordată în ultima vreme cu, aș spune eu, cu destul succes, de la Nichita Stănescu încoace, care nu agrează genul ăsta, poate să fie bănățean, dar nu agrează acest gen de poezie. E, versul alb nu se poate transpune în grai, pentru că atunci devine automat proză în grai. Ori, la noi tocmai nu prea scrie muzicalitatea nimeni aceasta și rima, da, face totul într-o poezie în grai. Și dacă îmi dai voie, Mihaela, să continui, vorbeam mai înainte, Dorina, de această dublă lansare de mâine, de la orele 18, la Casa Armatei. Să știe telespectatorii din Caransebeș că toți iubitorii poeziei în grai și al folclorului bănățean sunt invitați acolo. Noi am apucat de am dat câteva invitații pe care am prins pe centru mai mult. A fost așa de scurt organizarea acestei lansări, încât nu am apucat să mergem pe la toată lumea. Deci toți sunt invitați acolo să vadă spectacolul. Invitațiile nu au fost nominalizate și nici dăruite în ordinea unor preferințe oarecare, doar că noi din criza de timp nu am reușit să împărțim prin oraș aceste invitații. Este intrarea gratuită, nu trebuie nimeni să plătească nimic la intrare, nu este nimeni obligat să cumpere cartea, doar că acolo se întâmplă un fenomen cultural deosebit. Îmbinarea aceasta poeziei în grai cu muzica populară este de fapt un spectacol la care poate să participe toată lumea, să se simtă bine fără să plătească absolut nimic. Te-am auzit delimitând mai înainte Banatul în Banatul de Munte și Banatul de Pustă. Oare cele două cărți ale voastre sunt destinate a umple golul existent actualmente în poezia în grai a Banatului de Munte, deci a Banatului nostru, vis-a-vis de Banatul de Pustă, mult mai bine reprezentat în literatură? Da, vă referiți aici probabil la Gura Satului. Da, la Gura Satului. Da, și la un anume gol, să zicem așa, pe care l-a lăsat în Banatul. Nu l-a lăsat. Golul nu este creat de fapt de Gura Satului, pentru că Gura Satului n-a reprezentat niciodată Banatul de Munte. Banatul de Munte n-a fost reprezentat. Acum nu vreau să spun că noi suntem cei mai nimeriți. Suntem cei care deocamdată am îndrăznit să scriem. Asta nu înseamnă că în Banatul de Munte nu mai sunt talente. Și tocmai existența acestui cenaclu la Poșmândre, pe care noi l-am înființat, este singurul nostru merit. Că am dorit să reprezentăm poezia Banatului de Munte. Și atunci am înființat acest cenaclu și nu suntem singurii membri. Mai este domnul Pătru Andraș, cu care am inițiat acest cenaclu, după aceea a venit Sorin Olaru ceva mai târziu, este domnul profesor Ioan Ghera de la Haba Mătnic, Ionuț Jors, scrie de asemenea și poezie cultă și este și membru al cenaclului artelor. După aceea este mai nou Pătru Farară Colț. De la Târnova a venit până aici pentru că nu a găsit la Reșița un cadru de exprimare acolo, un cenaclu. Un nucleu, exact. Poezie în grai. Exact. Și scrie poezie foarte bună, a câștigat o serie de premii. Și atunci noi trebuie să ne constituim. Acum nu este rău că cei de la Gura Satului au încercat să reprezintă cât pot, deci partea aceea. Și eu vin cu această carte, dar nu reprezint poate nici măcar 10 km din Banatul de Munte. Pentru că ați văzut diferența de grai de la o localitate la alta diferă. Știți? Și aș putea spune chiar că noi doi suntem și ceilalți membri ai cenaclului la Poșmândre, facem de fapt un act de pionierat în acest domeniu. Exact. Pentru că în afară de Nichifor Mihuța, de la Nichifor Mihuța a fost un gol în poezia aceasta în grai a Banatului de Munte. Bănățenii de acolo din Pustă au scoase, cel puțin membrii cenaclului Gura Satului,
au scoase zeci de cărți și volume colective, chiar volume colective. Și cunoscuți. Gura Satului este cunoscută și în Banatul de Munte, pe când la Poșmândre, probabil, prin pentru radio, că acum... Prin Radio Timișoara s-au făcut cunoscuți foarte mult. Am început și noi, din februarie încoace, să avem o asemenea emisiune pe care am inițiat-o tot în această idee de a promova acest cenaclu și de a oferi bănățenilor acel minunat grai bănățean pe care, eu știu, îl agrim cu toții. Aici ne-am născut. Și nu în ultimul rând, Radio Timișoara se prinde în tot Banatul, chiar în aproape toată țara, pe când Radio Caransebeș se prinde numai aici în zonă. Dacă de la Nichifor Micuța până acum, când ați apărut voi, s-a creat așa un gol în poezia în grai bănățean, credeți că avalanșa aceasta de poezii în grai va reuși să acopere gol? Este mai mult decât benefică. Nu s-a scris niciodată atât cât se scrie acum și asta este foarte bine. Se scrie mult, dar se citește? Nu știu dacă se citește. Eu sunt convinsă că totuși se și citește. Să vă spun ceva. Nu a apărut ceva ca să vedem dacă se citește sau nu până acum. Probabil că după... Și nu hotărâm noi ce rămâne din ceea ce scriem noi sau ce este valoare. Asta hotărăsc cei care citesc și hotărăște posteritatea. Deci noi nu să mai avem ocazia să ne întâlnim peste 100 de ani și să spunem ăla a fost sau nu a fost valoare sau, eu știu, merită sau nu merită discutat, a intrat în literatura dialectală sau nu a intrat. Noi vorbim acum din eu știu, puțin prea devreme. Eu zic că cel mai bine poate cititorul să spună sau ascultătorul, dacă ascultă aceste emisiuni, da, poezia este frumoasă, este de la noi, ne place, mai sunt și critici, dar puțin în domeniu care să avizeze o valoare și cam asta este. Eu zic că totuși cei care, în orice caz, consumatorii de poezie pot să spună foarte poezia bine. Aceasta în grai bănățean este mult mai bine receptată de către gugulani decât poezia cultă. Eu am avut surpriza să constat, odată cu apariția primului meu volum de versuri, Șapte Păcate, am lansat acest volum, am dat cartea la librăriile din Caransebeș și multă lume mă întreba pe stradă de carte. Doamne, ai scos cartea aia, vrem să o luăm și noi. Și ziceam, mergeți la librărie că este acolo. Când încolo veneau dezamăgiți cu cartea în mână, pe noi credeam că e aia cu Icanielul din Buchin, cu poezie în grai, ce îmi dai mie să citesc așa ceva. Deci cred că poezia în grai se adresează 100% din populație, iar poezia aceasta cultă unui segment mult mai mic, 5%, poate 10% citește poezie cultă. Chiar am văzut în librării, îi place titlul cărții, o deschide și vede, a, poezie, și o închide la loc. Da, părerea unui neavizat, nu este mai ușor să asculți o poezie în grai bănățean decât să o citești? Evident că este mult mai ușor. Pentru că trebuie și un bănățean jet be jet de-abia citește totuși, dar odată obișnuit cu lectura nu mai are niciun impediment. Deci este mult mai ușor să asculți la radio sau chiar la televizor și probabil o să ne invitați și dumneavoastră să citim ceva poezie în grai în această seară. Pentru că este mai ușor să asculți o poezie în grai popular, deci bănățean, vă rog, doamna mai întâi, să ne citească o poezie din volumul Vă port în suflet. Apropo de ce spuneați adineauri, de această citire greoaie se face din cauza transcrierii fonetice, care este foarte complicat. De exemplu, Z. Unii merg simplu și scriu un Z și un E. Dar transcrierea corect fonetică a graiul bănățean este D, Z și E. E foarte greu să citești la prima vedere, după ce suntem obișnuiți de atât amar de timp să citim în limba literară tot ce citim. Dar asta e tot o chestiune de practică, zic eu. Dar am să-l rog totuși pe Sorin să citească în timp. Da, pentru că sunt mai pregătit. Nu, ca să bine dispui lumea cu Icanielul, nu de altceva. Și după aia să ne întristeze Dorina, Dorina trebuie înainte să-și caute poezie. Da, să mă hotărăsc. Să încep atunci. Icanielul stă în pod. Mă, bărbace, e ce amarul, toată zoaști cu paharul, îl făcu baba într-o sară, până anielul dă o cară. Tot să-i dă un leat cu cine, îți la sârbi, dacă vezi bine. Toată ziua trec cu bărși și câștigă zeci de mărși. Numai tu stai tot acasă și de nimeni nu-ți pasă. Mă, muiere, ai dreptace, dar numai pe jumătate. Și ne trebă nouă mărși, dâmp pe în zână și dâmp bărși. Când nepoată ta Maria lucră bine în turșia și ne tremece de toace, fiindcă pentru noi se-ți bace. Și apoi ea ne dă dolari care-s câta și mai mari.
Și zici tu, e drept, băniele, dar aș avea și eu plăcere să cerciu cu lumea în rând. Barem numai și în gând. De-aia am stat și m-am gândit și uite ce m-am sococit. Tu ce sui în pod la casă și eu zic că nu știu acasă. Stai și tu o săptămână, că de-o n-o fi pe stămână. Îți iei straniu, îți iei mâncare, îți iei gimijana mare și stai cât a pitulat, iar eu zic că ești plecat. Că-și la sârbi, ca lumea multă, zic la cine mă ascultă. Pormă, iuce și frumos, ce scobori în casă jos, schimbi în mărci câța dolari și ne-om da atunci amari, că ai fost la embargo, nu mă ești atât de bou. Bine, babo, ai dreptace, mai bine nici nu se poace. Nu mai vreau să fiu nărod, ia ca iut mă sui în pod, ca să țin atâta minciună și o-i sta baș o săptămână și jos nu mai mă scobor nici dacă ar fi să mor. Îi făcu cu ochiul nana, după ce-și lua gimijana, slană, ai, pită și ceapă și un ulșior mare cu apă. Toace ăștia să îl țină până și trece o săptămână. Numai ce să vezi, mă frace, după 5 zile încheiace, năcazul a fost aflat, că răchia s-o gătat. De târpit nu mai pucea dacă nu avea și bea. Și atunci, înșet, pe scară, s-a apucă să se scoboară, fără ca baba lui năroadă care cumva să îl vadă. Când colo, în soba mare, baba lui era călare cu veșinul de la geal cu văsâle bodăcal. Mama voastră destrăcați, altă formă, nu puceați să rămâneți numai voi, ca golâmbii, amândoi. Că nărod m-ați crezut tare, m-ați strămes în lumea mare. Ghingea nelul înfuriat, stând cu pumnul încleștat. Și aveți mare noroc, dară, că eu mi-s plecat în țară, dar mă întorc într-o zi două și apoi vă arăt eu vouă. Da, și ca să fiu un ton cu Sorin, să știi că vreau și eu ceva vesel în seara asta. Poate mai târziu puțin o să citesc și o poezie lirică, deocamdată zvonuri de toamnă, deși și toamna e cam pe ducă. Umblă zvonuri de o vreme, până veșind în gură în gură, cum că toamna asta, bistoș, ar fi fals și impostură. Fiindcă nu putea să vină așa fără aprobare, fără vot în parlament, ori fără acreditare. Se mai pune o problemă, bășca și o întrebare. Cum a putut să obțină toamna viză de intrare? De-aia unii în guvern mintă-n pe loc prișepură cum că ar trebui să-i pună moțiune de cenzură. Cine știe cu ce gânduri o fi venit ea la noi, de-aia până una alta să se ducă înapoi. Dacă o fi vo șpioană, cum zicea și Severin, îi bine să avem de grijă și de ea să ne ferim. Și-ei cu ea de unde vine și de înșir partida nume, deși n-are în pășăport ca tot natul două nume. Hăi, din România mare, pare că s-or lămurit. Pot jura că toamna asta de la unguri ne-a venit. Frunda nu-i de acord. Toamna asta e românească, cum se vine de la noi să replache ungurească. Din convenție mai apric numai boalge, ca să baje zișe unul mai cu moț. Știu de unde ni se trage. N-am văzut-o, n-o cunosc, dar știu că nu-i țărăniță. De-aia bag mâna în foc, că e o toamnă comunistă. Democrați, zic și ei, dar mai mult cu gura închisă. Noi n-avem nimic, toamna, dacă ea este permisă. Prim-ministru stă pe gânduri și cam după o săptămână zice: s-o primim dacă aduce investiție străină. Deși ne încontrăm atâta, bacă-i lungă, bacă-i lată, când e clar ca bună ziua că toamna nu-i aprobată. Numai niște bieți țărani se roagă să tui de toace. Loboziți odată toamna că ugim fără bucace. Și ce o mânca la iarnă, că n-aveți atâția bumbi să ni dați în compensare dacă o fi criză de crumb. Păi vegeți că tot e bine, fiindcă toamna la moment vine singură, n-așteaptă aprobare în parlament. Că dacă ferita sfântul ar sta și ar aștepta, nici până la primăvară cred că nu s-ar mai vota. Orică o fi toamnă de-a noastră, orică o fi toamnă străină, să ne bucurăm de ea și să așteptăm să vină. A venit și a și trecut între timp. Nu, ne-am bucurat de toamnă și în spiritul popular să dăm gugulanilor și al gugulanilor puțină muzică populară. Să vă mulțumim.
Lumea asta e rea și rețuși mă întoarce, dacă ai năcat în casă. Lumea asta e rea și rețuși mă întoarce, dacă ai năcat în casă. Odată că ai și bucurit, pe și ești să nu, nu m-am dușmănie. Odată că ai și bucurit, pe și ești să nu, nu m-am dușmănie. Multă lumea vrea să las pe bacea, dar eu să mă jur că nu-l voi lăsa. Nu-l las pe cifra, mă căzam să mor, să sunt lângă mine, să-mi aling în dor. Nu-l las pe cifra, mă căzam să mor, să sunt lângă mine, să-mi aling în dor. Care a cântat Anca Ștefan, ne întoarcem în studioul Eurosat pentru a continua discuția cu invitații noștri, Dorina Șovre și Sorin Olaru. O întrebare pentru amândoi. Știm că fiecare carte are o istorie a sa. Ce istorie are Uica Nielu din Buchin și Vă port în suflet? Încep, Dorina. Da. S-ar putea să se întrebe mult ce port în suflet. Și de aici vine și istoria. Dragostea de poezie a venit de la sine cum vine la fiecare adolescent. Satul din care m-am ridicat l-am purtat întotdeauna în suflet, oamenii locului și întâmplările copilăriei. Inițiativa 100% de a scrie poezie în grai nu mi-aparține, este a soțului meu, țin să-i mulțumesc sau nu știu dacă... Trebuie să-i mulțumesc, nu știu cât succes voi avea cu poezia în grai, dar oricum... Măcar liniște în familie. Măcar liniște în familie. A spus, scrii poezie cultă dacă ești de la, din Banat și ai crescut la țară, de ce nu scrii și poezie în grai? Și am încercat. Deocamdată am avut numai satisfacții sau mai mari satisfacții cu poezia în grai.
Deci lui trebuie să-i mulțumesc, dar nu numai lui. Trebuie să mulțumesc părinților mei minunați, satului de unde vin, tuturor sătenilor și faptul că m-am născut acolo și am crescut acolo a fost un privilegiu și asta m-a ajutat. Asta port în suflet, așa s-a născut, am vrut să poarte titlul acesta, primul meu volum de poezie în grai, pentru că primul capitol este dedicat în exclusivitate satului natal. După aceea vin celelalte două capitole cu poezie satirică, poezie sociopolitică și așa mai departe. Cam atât ar fi de spus. Cum am ajuns, asta este, e o poveste mai lungă, cum a ajuns ea, așa cum o vedeți dumneavoastră, adică carte. Să vadă lumina tiparului. Lumina tiparului și așa mai departe. Asta este o poveste mai lungă și cred că nu interesează pe telespectatorii noștri. Găsirea sponsorilor, editurii. Oricum, ar trebui să ne facem o datorie mai mult decât de onoare, de a mulțumi celor care ne-au ajutat material să scoatem această carte, sponsorilor, așa cum le spunem noi, dar de fapt ei sunt niște oameni de suflet care ajută, uitați, și un asemenea act, să zicem, de cultură. Eu, în loc de răspuns, aș vrea, dacă îmi permit, să citesc puțin din postfața acestei cărți, semnată de mine. Când în urma unor emisiuni la televiziunea locală Eurosat am invitat pe membrii cenaclului de poezie în grai la Poșmândre și m-am îmbolnăvit și eu de acest gen literar, am crezut că este doar o boală ușoară, trecătoare, de genul unei simple răceli. Dar iată că nu a fost deloc așa, microbul fiind mai puternic decât credeam. Astfel, după câteva întâlniri cu poezia în grai bănățean, am simțit nevoia, fiind și eu de la sat, să-mi încerc condeiul. Cum, cu numai câteva zile înainte, un unchi de-al meu mi-a povestit la rugă o întâmplare șoadă, cu un fotograf și o cravată, am pus această poveste pe versuri, născându-se așa poezia Uicanielul și Crăvata, care a fost foarte apreciată de membrii cenaclului de poezie în grai. Aceștia m-au încurajat să mai scriu și alte poezii cu acest personaj ca erou principal și de aici a pornit totul. Apoi a venit Dorina Șovre, realizatoarea emisiunii Șasul Gugulanilor, de la Radio 11 Plus Caransebeș, care mi-a cerut pentru emisiunile ei câteva poezii pe care le-am înregistrat pe o casetă și am avut surpriza să constat că după fiecare emisiune, ascultătorii acestui post de radio îl cer mereu pe Canielul din Buchim. La un moment dat, personajul a întrecut în popularitate pe autor, încât acum până și soția mea mă alintă cu formula Uicanielule. Dacă vrea Dorina să ne citească, are o epigramă foarte drăguță în care se cam leagă de, da, se leagă de acest personaj Uicanielul și de popularitatea mai mare a personajului decât a autorului. Și după ce ne va citi Dorina această epigramă mai lungă, de fapt nu știu dacă putem să-i spunem epigramă, să ne divulgi identitatea lui Uicanielul. Până atunci mai mă gândesc să-i dea drumul Dorina. I-ai dat timp de gândire. Da. Așa, să bine, se ascundă după degete, să nu ne spună de fapt cine este Uicanielul. Să o mai pritocească și cine știe ce să ne spună. Da. Așa. Sau să inventeze ceva, să nu supere pe nimeni. Oricum, personajul bănuiesc că există, dar numai el îl știe. Așa, am cochetat cu epigrama, tot așa, fără să mă lansez imediat, în urmă cu un an. Și acum, inspirată la cenaclu de colegii mei, am început acest duel în epigramă. Epigramiști fără voie, ne spunem noi. Și lui, de exemplu, prietenului și poetului. Să vă plătiți polițele unul altuia. Nu polițe. Vorba bine polițe. Nu există epigramă fără săgeți. Da, normal. Și atunci noi le suportăm pentru că avem simțul umorului. Chiar dacă sunt adevărate sau nu, pe cele mai bune le publicăm, pe celelalte... Să vedem cât de mult l-ai impuns pe Sorin cu această Nu știu. Epigramă. Nu l-am. Asta este o epigramă cu minte. L-am gâdilat, da. Poetului și prietenului Sorin Olaru la lansarea volumului de poezie în grai Uicanielul din Buchin. Zadarnic ți-ai depus tot zelul ca să comiți 7 păcate, pentru că astăzi Uicanielul, zâmbind, l-a ispășit pe toate. Ești talentat și îți știu felul, dar o întrebare-mi tot revine. Tu l-ai lansat pe Uicanielul sau Uica te-a lansat pe tine? Și-ți spun că n-ar fi de mirare ca într-o zi să ne trezim că Uica va fi mare, iar tu, poetule, un anume. Ar fi o culmea nebuniei, dar poate ar fi și un avantaj să vezi în lumea poeziei și un poet creat de personaj. Cam acesta ar fi pentru Sorin. Deocamdată e blândă, să vedem după lansare cum se comportă
și cum este apreciată de către cititori cartea sa și atunci mai venim și cu alte epigrame. Deci, Sorina, cine este acest Uicanielul din Buchin, de fapt, nu este un singur personaj. El reprezintă pe țăranul bănățean din toate satele Banatului. Nu este neapărat din Buchin, poate fi din Armeniș, să zicem, din Cârpa, din Poiana Buchin, din Zăgujeni, din Prisaca. El este țăranul acesta șugubăț, plin de umor, care face chiar și haz de necaz de multe ori. Un țăran, mulți mi-au reproșat că de ce pe coperta cărții nu este țăranul acesta în opinci sau în costum popular. Păi eu le-am zis așa, mergeți într-o joi în piață și arătați-mi un țăran în opinci. Țăranul român, țăranul bănățean, de acum nu mai este în opinci. Este cu pălărie, la costum, eventual cu casetofonul în mână, știe multe lucruri, știe cu cât se vând mărcile. Nu mai este acel țăran pe care îl știam de mult. Este chiar și în școlit, cel puțin cu o școală profesională, dacă nu chiar cu liceu. Și încă lucrează la munca câmpului. Da, Uicanielul este reprezentat aici, într-adevăr, cu șapcă, cu pălărie, cu țigara în colțul gurii. Eu zic să le arătăm și telespectatorilor coperta, că este foarte interesantă. Sticla sau cum îi spune, uiagă. Uiaga de răchie, nelipsita uiagă de răchie. Care îi produce atâta scandal cu nevasta, cu baba și lui. Și nu numai, și cu vecinii eventual. Cu vecinii. Așadar, Uicanielul din Buchin este, de fapt, țăranul bănățean. Bine, acum nu înseamnă că țăranul bănățean este noul țăran cu sticla de răchie în mână. Aceasta este caricatura care... Bănuiesc că ți-ai făcut-o tu pentru copertă. Da, singur mi-am făcut această copertă, dar este caricatura care se referă la una din poezii. Mai sunt și alte poezii în care acest Uicanielu dă niște replici foarte interesante unor intelectuali. Deci, în concluzie, acest Uicanielu din Buchin nu este neapărat din Buchin, este un personaj imaginar, este țăranul din satele Banatului. Dorina a spus că primul capitol al cărții ei este cu dedicație. Nu, toate. Cartea este cu dedicație. Am spus că primul capitol este dedicat. Cui dedici, de fapt, întreaga carte, nu primul capitol locului de unde te tragi? Da. Memoriei bunicilor, părinților, fiului meu, surorii mele, nepoților, nu în ultimul rând soțului meu, de fapt tuturor celor care au avut încredere în mine, și mai ales unui suflet foarte drag. Dacă ar mai fi trăit, s-ar fi bucurat. Este vorba de străbunica mea, cea care m-a crescut. De fapt, mare parte din primul capitol este închinat ei. Fac această dezvăluire în, aș spune, în premieră undeva. De fapt, ea mi-a purtat copilăria, ea mi-a legănat-o și am amintiri deosebite frumoase legate de ea. Acum avem, în general, legate de bunici. De obicei, poezia în grai popular, poezia în grai este, de obicei, așa se crede că este veselă, șoadă, cum a spus Sorin. Nu neapărat. Dar observ că Dorina Șovre scrie poezie în grai, poezie lirică. Și poezie lirică, da. Pe lângă toate celelalte șoade sau glumețe. Da. În loc de dedicație la Sorin Olaru, scrie așa: orice asemănare cu personajele din această carte nu este deloc întâmplătoare, ci de-a dreptul dorită de către autor. Să înțeleg că există, trăiesc aceste personaje și... Oricine se poate regăsi, cel puțin într-una din aceste poezii. Mai câte o ceartă cu nevasta, mai nu știu ce, mai un venit noaptea târziu acasă. Dar iată că subiectele sunt cu duiumul. Orice poantă poate să nască sau orice glumă pe care o auzi, dacă știi foarte bine să o transpui, și vreau să spun că Sorin are un mare merit. N-am venit aici să ne lăudăm unii pe alții, să înțeleagă lumea că noi între timp nu știu ce am plănuit aici ca să ne lăudăm, nu. Meritul lui Sorin Olaru, un merit de care eu nu mă bucur în totalitate, este acela de a
transpune atât de bine o poantă, de a o pune în versuri, are un fir epic nemaipomenit. Are darul acesta de a povesti, asta ca să spun pe înțelesul tuturor gugulanilor, povestește ca nimeni altul. Asta este meritul lui Uica Nelu-Dâmbuchin. Meritul autorului, nu al... Spunea mai devreme că personajul a ajuns mai mare decât autorul. Și totuși, mai personajul cunoscut, a fost adică creat mai mare, de da. Către Sorin. Sigur. Dacă până este și soția mea îmi spune Uica Nelu... Înseamnă că te confunzi cu el, deși tu trăiești în oraș. Nu aș putea spune că mă confund cu el. Am spus, Uica Nelu acesta este de fapt săranul din toate satele noastre. Atunci ești nepotul lui. Și încă ceva, dacă ați observat, din fericire, la țară este plin de oameni din aceștia mai în vârstă care au așa un umor și le place să povestească, spun niște povești din acestea de-a dreptul extraordinare. Este suficient să stau cu un unchi de-a meu mai bătrân, să zicem, să stau o oră sau două și deja am material pentru încă o carte. Vedeți sub masca aceasta naivității țăranului bănățean, să știți că se trăiește totuși un mare spirit. Mulți dintre intelectuali au dibuit acest spirit și există o seamă de, și la Mihuța întâlnim, dacă îl veți citi pe Mihuța, o să vedeți acolo cât este de deștept de fapt țăranul român, țăranul bănățean. Așa că asta este doar o mască a naivității. Nu este așa. Gugulanul a avut întotdeauna o minte sănătoasă, o judecată înțeleaptă. Până vom continua discuția despre cele două cărți și despre autorii lor, să mai ascultăm o melodie populară. Cei doi autori să ne citească din poeziile lor, înainte de a trece la alte mici șuete. Aș începe eu ca să poată lumea după aceea să se înveselească, pentru că eu să trec la partea lirică, așa cum am promis, de fapt. Să-i faci pe telespectator să plângă. Nu, să existe totuși așa să o... Să ofteze, eventual. Un echilibru între... Să nu râdem tot timpul, dar nici să nu plângem tot timpul. Să nu fim echilibrați cât de cât. Midor. Midor de o casă dintr-un sat... În care am crescut și am stat, mi dor să mă șcepce în prag doi bătrânei topiți de drag, mi dor de gang și de voreț și de potrele pe păreți, mi dor de Paști și de Crăciun, de maica și de tata bun, mi dor în grajd să văd o vacă și să mă spele buna întroacă, mi dor de meri și de băgrini și de copiii din veșini, mi dor de ierni cu pițărăi, dănuși, cârnați și coleșei, mi dor să plec iar pe ogaș cu o străicuță la nănaș, mi dor de stână și de oi, de oamenii de pe la noi, mi dor să mă întorc la fân, de miere să le bag în sân,
Mi dor de scroafa cu purșei și de o scară cu fâșcei. Mi dor de seșeră și steapă și de cârșeagul plin cu apă. Mi dor de cuină și de cindă, să mă arunce tata în grindă. Mi dor de brânză și de caș și de lumina din limpaș. Mi dor când îmi aduc aminte cum fășea mama la plășince. Mi dor de verii cu soare, de gealuri și de drumul mare. Mi dor de furcă și de fus, de anii care mi s-au dus. Mi dor să mă închid în ochi și o babă să-mi descânce de ochi. Mi dor acum ca niciodată și iară dau vina pe soartă. Nu mă gândesc că azi, ori mâine, pace li dor și lor de mine. Eu vă voi citi o poezie mai veselă. Ce înseamnă să ai drăguță? Uica nostru din Buchin, om bătrân de ampuceri, avea într-una capul plin de fece și de muieri. Și să vezi cum fu prișina, că într-o joi de dimineață, bărbățelul veșina s-a dus ca să vindă în piață. Și-a încărcat el în coșie niște frumușăți de mară, ouă mulce cam vomie și vă 20 de hoară. Bașca niște chil de miere și doi mânzi o luați idee ca să iei la muiere mărșână faină la cheie. Dar nici nu a ieșit în sat, că nanielul bată-l vina, iuta s-a sculat în pat și-a fost ață la veșina. La drăguța lui Mărie care l-aștepta în casă, cu bocanul de răchie și meșpai să-l pe masă. Numai când era mai bine, când erau mai înșintați, ia ca șine, crezi că vine să-i vește dântârnați. Baș bărbatul su în grabă cu toporul răgicat că-i spusă să lui o babă cum că ar fi încornorat. Și tăman așa au fost, că-i găsă cum îi mai bine și l-o prins pănielul anost cu nădrajii jos în vine. Țânci atunci alergătură curea la aia lui Mărie șlobozând o cări din gură ce mirai de unde știe. Pân grăgină, pân obor, pân obor și pe subciură, stai așa că ce omor mama tă de mânătură. Dar nanielul ce să-și ceie? Cu nădragii la genunchi, alerga pântră lugee în grăgina cu crunchi. Porc bătrân, stai că ce omor să ce saturi de Mărie, nu mai scăp tu de topor, chit că-i face pușcărie. Zbera la aia după nielul, parcă ar fi fost turbat, gata să-i facă felul cu toporul răgicat. Și când mai do să-l ajungă, fiindcă le fugea mai bine, nu ca nielul într-o dungă cu nădragi așa în vine, vezi pe nana cum s-o prește, pune mâna pe ludaie și nici cât ai zise pește, i-o trânci în cap lulaie. Dă-l lăsă cu crașii în sus și toporul pângă el, parcă ar fi fost Iisus răstâgnit în așa fel. Și atunci ți-l luă la rost. Laie, după cum s-o cot, eu nu cur așa de prost, cur să-mi scăp pielea de pot, dar rățâie nu ți bine, ce tot curi că a apucat, că de nu ce aleargă nimeni cu toporul răgicat. La această poezie probabil că nu te confunzi cu Uicanelul. Asta numai dacă este... Și nici cu Laie. Da. Să sperăm dacă este pe recepție doamna Olaru. Și nu numai. Vreau să vă întreb pe amândoi, după părerea voastră, ce perspective are poezia în grai popular? Având în vedere că deja concurează cu multe alte genuri literare. Poezia în grai nu concurează cu nimic. Totuși? Nu, absolut. Își are locul ei bine determinat, cititorii și creatorii ei. În niciun caz nu face concurență poeziei culte, cum îi spunem, îi spun unii, așa? Nu are nimic cu proza. Sunt scriitori de proză, scriitori de vers, poezie culte, poezie în grai, așa cum sunt cititori de diverse genuri. Își are locul ei bine meritat, bine stabilit. Am spus doar atât. Nu știm dacă ea va rezista peste 100 de ani. Ceea ce scriem noi acum, dacă asta va rămâne. Asta este. Dar își are locul ei. Și bineînțeles, duce mai departe acest grai bănățean, care pe zi ce trece... Se pierde. Se pierde. În orice caz, Mihaela, dacă tot ne-ai întrebat, într-adevăr, Dorina are dreptate. Nu face concurență poezia în grai. Nici unei alt fel de... poezii, niciunui alt fel de gen literar. Dar, totuși, poezia în grai este citită numai la noi aici în Banat. Deci are o arie mai restrânsă. Din câte știu eu, Banatul are cam la 1 milion de locuitori din cei 23 de milioane din țară. Hai să zicem că este condamnată la localism. Da. Atât. Un oltean nu o să înțeleagă niciodată. Este foarte greu să o înțeleagă.
Și totuși, Victor Vlad de la Marina cu Îl mai tare om din lume este citit? Nu cu Îl mai tare cum, Îl mai tare om din lume a ajuns celebru da, în Banat. Da, dar este el citit să nu uităm ce scriere tot. Are el în afară de cel Îl mai tare om din lume. Deci, și a avut chiar poezia de... în sine, da. Îl mai tare da, om sigur. Din lume, este el citită și de moldoveni și de olteni și așa mai da. Departe. Deci poate că pe undeva nu aveți dreptate. S-ar putea una din poeziile acestea scrise de voi doi sau de altcineva să ajungă să fie citită să de sperăm. Mai mult. Să dea Dumnezeu. În orice să caz, fie citită, dar și înțeleasă. Ne-ai întrebat parcă de perspectivele poeziei în grai. Deocamdată perspectivele sunt foarte mari. Și Radio 11 Plus Caransebeș și televiziunea din Caransebeș văd că pleacă urechea la asemenea gen de poezie și se fac mereu emisiuni despre poezia în grai. Eu cred că vom reuși să spargem tiparele acestea și să ieșim chiar din Caransebeș, să ieșim prima dată, la Lugoș deja am ieșit, cei din Cenacul Apoșmândre, să da, ne afirmăm și în Timișoara, în tot Banatul și de ce nu următoarea lansare va fi la Lugoș și deja Radio 11 Plus din Lugoș tot timpul de casete, Nova. Radio Europa Nova, pardon, din Lugoș de casete cu deci ce dacă la Poșmândre ești ascultat în Lugoș? La emisiunile de poezie în grai. De poezie în grai, așa. Și am fost invitați chiar și direct. La Timișoara acolo. O să avem o lansare de carte, deci am fost invitat să lansăm și acolo acest volum. Cum privește Gura Satului, cenaclu Gura Satului, acest nou cenaclu, pe undeva rival cu el? Există rivalitate decât în anumite, eu știu, viziuni obtuze, ori de partea noastră, ori de partea lor. Nu există concurență. Talentul este talent. Este loc pentru fiecare. Nu sunt mai buni sau mai rău. Nu, noi hotărâm cine este cel mai bun. Aici trebuie să înțelegem. Impactul cel mai mare a fost că eu l-am avut. De asta și permit să răspund la întrebare. Cel mai mare impact l-am avut eu pentru că sunt femeie. Și sunt deocamdată singura femeie care a îndrăznit să intre într-o lume așa bărbaților. Într-un domeniu al bărbaților, într-o lume. Că lumea e exclusivă a bărbaților. Noi vorbim atât. Nu știu dacă reușim să mai facem mare lucru pe lângă asta. Nu există divergențe cu cei de la Gura Satului în măsura în care ei înțeleg că ei reprezintă Banatul de Pustă și noi Banatul de Munte. Oricum, de ce să nu recunoaștem că ei ne privesc cu un aer superior? Au și o activitate mai longevită decât a noastră. Da, și zeci de cărți, dar și ei s-au lansat fiecare. Să nu uităm că Ionel Iacovence este și un foarte bun epigramist, este talentat, este... tot timpul invitat la mari concursuri și așa mai departe. Pe când noi nu am avucat deocamdată. Să înțeleg că această Gura a Satului vă consideră un fel de vecin mai sărăcuți și nu de un frățior mai mic. Nu au să lupte, pentru că deocamdată din Banatul de Munte, așa cum spuneam și revenim la ce am spus, de la micuța încoace nu s-a scris. Da, da. Deci ei n-au cu cine să lupte. Și ei se miră. Se miră și nu le convine? Nu știu dacă le convine sau nu le convine. Există o rivalitate absolut între toți creatorii. Uitați-vă și la creatorii de proză și la cei de poezie culte. Există mai mascată, mai pe față, mai... nu invidie, un soi de... așa, adică de ce să scrie ăsta? De ce ăsta și nu cine? Și-au găsit ăștia să scrie, cine, da. Există. Mai ales, astea sunt mentalități de provincie. Nu știu când vom scăpa de ele, dar astea sunt. Fiind grai bănățean, poezie în grai bănățean, cred că vom rămâne în provincie. Toată România e o provincie. Ce așteptați de la ziua de mâine? Nu știu, Sorin, tu ce aștepți de la ziua În primul de mâine? Rând să vină cât mai multă lume, toți iubitorii poeziei în grai. Altceva, ce putem aștepta? Vom fi acolo, răspundem la orice întrebări. O să-l avem ca moderator pe Ștefan Pătruț. Prefațatorul nostru, avem, pe lângă preocupări comune, avem și un prefațator comun, pe profesorul Ștefan Pătruț, de la Gura Satului. Iată că mai sunt și de la Gura Satului oameni de suflet care sunt alături de noi, care ne apreciază și care au curajul să spună acolo la Timișoara sunt doi creatori în Caransebeș care pot duce mai departe tradiția de acolo. Și s-au remarcat și eu le dau girul, adică
Noi avem și niște concursuri câștigate. Că au vrut, că n-au vrut, asta a fost situația. Concursuri cu poezie în grai. Cu poezie în grai, sigur că poezia da. Cultă, bun, poezia cultă nu o discutăm astăzi. Da. Dar sigur că da, și la poezie în grai avem fiecare obținute diverse premii. Eu am luat premiul întâi în urmă cu 2 ani, Sorina a luat anul acesta premiul întâi la poezie în grai. Deci, iată că avem totuși o recunoaștere și ne simțim bine așa, pentru că e minunea plicului închis, știți? Deci este așa un plic mare unde se introduc lucrările așa, la concurs și mai este un plic mic unde scrie frumos numele și sigilat. Asta este regulamentul concursului. Ei, ajunge la gura satului și cei de acolo spun, da, poezia asta ajunge la Marius Munteanu, Bencei și cine mai este pe acolo. Poezia asta merită atâta. Se face media, se trece la alt juriu, din aici a fost 3 juriu, Carașu... Un fel de examen. Așa ceva. Și la urmă președintele juriului deschide pliculețele mici și se uită. Ia uite, domnule, nu se poate. Asta este Sorin Olaru. Cine e băiatul ăsta? Ia să văd. Și de aici. Na. Cam sau așa asta se desfășoară. Este o femeie. Sau asta este o femeie. Ce caută asta aici? Nu, înseamnă că scrie cineva poezia, nu și-o scrie. Eu n-am auzit de o femeie să scrie în grai. Sau... Bine, astea sunt răutăți. Nu mai și glumim ca să dăm o notă mai veselă finalului de emisiune, că iată. În orice caz, de noi depinde ca să ne afirmăm și să-i ajungem din urmă pe cei de la gura satului și la Givan, pentru că noi am pornit mult mai târziu pe acest lung drum al afirmării. Înainte de a încheia o nouă ediție a emisiunii Lumea de lângă noi, v-aș ruga să mai citiți câte o poezie. Dar dacă mai avem timp? Da, mai este timp. Citesc eu întâi ca să terminăm într-o notă optimistă, așa? Sau cum? Da, citește, Dorina. Tot un altrist am găsit. M-a spus să caut repede. La ce bun! Parcă un dușman anume m-ar fi smuls în rădășini și amar mă prinde un dor de zăceni și de veșini. Satul-i tot mai mic săracu, în drum s-a uscat și prunul. Dejaba mai strâng pe buna, c-o plecat și ea și bunul. Și n-aș da ca să mai pot să dau vremea înapoi, să-i mai văd cum stau în poartă și mă așteaptă amândoi. Stau acum la ce bun. Ce mai fac, nimeni nu întreabă. Lacrimile mi se învine și mi se prelingă în barbă. Grăgina-i numai bunjac și în graj nu-i crac de apă, de vacă. Nu-i nici apă în căldărușă, parcă și fântâna-i sacă. Soarele-i n-a sfințit, peste lucruri trec cu mâna, dânși-o fost aici odată, s-o ales numai țărâna. Nu-mi dă nimeni ziua bună, nu mă mai cunosc greșinii, nu-și mai amincesc de mine nici copiii, nici bătrânii. Și fiindcă nu am pe nimeni, stau în țărmure pe iarbă, gardul tot s-o nimișit și nu mai aud pe babă să mă strâje de pe drum, din voreț ori din grăcină, să vin să mă pun la masă, că ar fi vremea de șină. S-or topit bunii ca seara, parcă nici n-or fost pe lume, și-or fost de când pământul numai în inimă la mine. Și mă prinde un urât și fiindcă n-am un mădușe, mă duc să mai stau de vorbă, înmorminț la câte o crușe. Bunilor, voi nu vegeți că e atât de amânat și e atât de băznă în lume, pe mine cui m-a lăsat? Da, și eu am să vă citesc o poezie mai șoadă, Telefonul șelulari. La negeie, la prisian, sara după joc la șină, parcă mai acum vreun an, s-o dus nielul la o fină. Și se pusă el la masă până zupa s-o aducă și câtă răchie scoasă. Dar să pară om cu bucă, răgică păharul tare, dând noroc fără să se ceamă. Numai să vezi supărare, nimeni nu-l băgă în seamă. Fiindcă toți ai de la masă, orășani cu mic cu mare, drept năinci aveau scoasă, telefoane șelulare. Șapă-i să lăudau cu ele că-i mai bună locutare, care husă da de-n pele, orică-i firmă da mai tare, că alu altui scump de numa, 3-4 milioane, că poate vorbi deodată cu 100 de telefoane. Să miră nanielul dară de-așa formă de givan. Nima nu vorbea de mară, o de rodul de năștan. Și încercă săracul iară ca să intre cât am vorbă, până fina pune dară câta zupă, o câta ciorbă. Numai goștii, ce să vezi, mai rău parcă s-or încins. C-or ajuns și mai la mez, la givan s-or mai aprins. Mobil rom și telefoane, cu cartele fiecare, zeci de mii și milioane, nelu avea capul mare.
Și iuta să ieșă, pleacă, fără ca vreunul să îl vadă. Deci Ivan, cum drag să-i placă, nu târpea ca să mai șadă. Și se dus așa înainte, păstă pod până acasă, dar se întoarsă iut cu mince după vun furtai de șas. Când se așeză el iară, zupa era pusă în masă. Fierbince și faină, dară numai nimeni nu-și doscoasă. Nielu nu-i mai așteptă, își scosă iut două blige și într-o fugă le mâncă, că avea el un gând în mince. Când veșinii de la masă s-a târnară de mâncare, iuta s-a apucă și-și scoasă și el ulariu din poznare. Uico, cât ai dat pe el și ce marcă-i fără hâră, îl întreabă unul chel, dă să-l văd și eu o țâră. Așa șeva tălifoane n-aveți cât vă chinuiți, că-i voză și melioane, e din America, să știți. Îl încinsă cât anelul, gura proștilor s-o rupă. Și apă le făcu iut felul, îl scăpă noala cu zupă. Țânci atunci înghesuială, toți cu mâinile pân zupă, nu cotau de ferbânțală, numai cumva de la pucă. Să arsără pe la mâini, mor și liră la costume, scheunau ca niște câini, parcă erau nima în lume. Arș mama lui de telefon, îl scosă bașă la chelu, ascultă de are ton și îl încinsă lui anelul. Cree că dracul a luat firea rele telefoane, uico ce ai de ușurat de vozășe milioane. Nu m-am ușurat deloc și chiar de n-am multă școală, nu mi s-o bași dobitoc să las meleoane în oală. Telefonul ăsta, știi, e jucăreia lui nepot. I-am luat-o cu 2000, n-a coloară-ți păstă bot. Într-adevăr, este o poezie șoadă și în ton cu moda telefoanelor mobile, care ne-a pătruns pe toți. Și este inspirată, într-adevăr, de la rugă când un gost de-a meu a scăpat telefonul în zupă. Dar, telefonul atâta dar nu era de 2000. S-a dat mare, nu știu câte milioane era, dar atâta talente au făcut cu el până când l-a scăpat în ăla cu zupă. Deci, și a mâncat zupă, zupă de, te-a inspirat de mobil rom, de GSM. Da. Mulțumim celor doi invitați pe care i-am ascultat astăzi și invitându-vă să urmăriți în continuare emisiunile televiziunii Eurosat, vă spunem la revedere și vă așteptăm la o nouă emisiune săptămâna viitoare.